We want Bob. Costel își setează iPad-ul și așa își pune fingerprint. Oh, gata. Și acum împărți Costel dacă așa. Bun? Am mai așa. Da, să fii sănătos. Eu numai și m-am sculat și vreau să fac un duș. Te deși afară să te joci cu băieții? Da. Ok, succes. Pa, pa. Pa, pa. Uite, să lași trângărul ăsta. Miau. Miau. Și drăguțin. Nu întotdeauna vezi cum cască o mâță. Eu am dormit la doilea etaj, americanii au dormit la primul etaj. Și ieri când am pus în titlu, americanii mi-au furat camera, am avut în vedere că americanii dorm în camera mea. Adică dormitorul meu, cum să mai zic. Nu camera mea de filmat, nu mi-au furat camera de filmat. Și a fost mai mult un sarcasm. Dacă știți ce e asta, sarcasm. Climușor, ce faci? Americanii au adus chestia asta. Nucșoare, sunt foarte gustoase. Salut, Costel. Ce faci? Am dus gunoiul în mașină. Ți-ai restartat iPad-ul? Afară. Hai, mai fain cu tot. Hai, mi-e la zi. O să-mi fac un ceai și după asta plec în oraș și trebuie să mă întâlnesc cu cineva. S-o spar? Încă nu. Încă nu. Curăță morcov. Și curăț cartofi. Și mă dau vlog. Curăță cartofi și tot la vlog. Hai, dar voi sunteți harnici. Îți primești Clem? Da. Da, faci. Ia mează, dar eu beau ceai. Și Xiunea, mănânci apelsină? Mai întâi eu curăț, apoi eu mănânc. Nu, da, logic. Ai să te împarți cu mine? Da. O, mersi mult. Oho. Aaaa, o dat un foc. Mă uit acum cu Costel la un video care l-am filmat de mult timp în urmă. Se numește 100.000 de abonați, hrănim săracii. Să ne servim cu pizza. Dumnezeu să vă dăi sănătate, să mai aveți grijă de... Dacă vreți să vedeți videocelă, puteți să intrați în descriere sau aici sus și să-l vedeți. Am venit cu Colea în oraș să mâncăm zeamă. Tu și ți-ai luat, Colea? Încă nu ne-a venit. Uitați-vă ce truc am făcut eu, castraveții. Mă duc acum acasă. De fapt, ne ducem acasă. Afară e foarte cald. Ați auzit? Au căzut ceva jos. Merg eu cu Colea și acolo cineva de la doilea etaj. O aruncat gunoi de la doilea etaj la primul etaj. Ia, iar, ai văzut cum a căzut? Ok, eu înțeleg că gunoiul e aproape de casa ta și tu ești la doilea etaj, dar asta nu înseamnă că trebuie să arunci gunoiul de la doilea etaj la primul etaj. Asta e foarte, foarte porcesc și urât. Eu nu înțeleg, Colea, cum așa ceva poți face? Ei, frumusica mea, Gisi, Gisi frumusica mea, ce faci? Hai să vă spun ce trebuie să faceți ca să câștigați mingea asta. Bilete la concertul lui Carlos Dreams, tricoul ăsta Carlos Dreams și puloverul ăsta with the hood, tot Carlos Dreams. Pe 5 septembrie la Chișinău va avea loc un concert Carlos Dreams și transmisiune live a meciului Țara Galilor, Moldova. Și cu ocazia asta m-am gândit să ofer niște bilete la concertul Carlos Dreams celor mai curajoși și ingenioși oameni care sunteți voi. N-ați oferit doar bilete, dar ați oferit și puloverul ăsta, tricoul ăsta Carlos Dreams și mingea asta care este semnată de echipa națională a Moldovei de fotbal. Aici o iscălitură, aici două, aici încă una și sunt mai multe. Tot ce trebuie voi să faceți este foarte simplu. Trebuie să vă filmați într-un video în care junglați cu mingea. Clem, ia-mi arată cum se junglează. Nu știu cum se junglează. Hai, arată lor. Da, chiar nu pot să junglez. Hai. Ia că așa, trebuie să junglați. Sau ceva care seamnă cu o minge. Nu neapărat să fie o minge. Poate fi un pepin verde, un zamos, un bostan, dar trebuie să seamne ca o minge. Și după ce junglați, trebuie să strigați: Hai Moldova! Cele mai hăzli și creative videouri vor fi selectate de mine și premiate cu bilete la concertul Carlos Dreams, unde să trimiteți înregistrare video. Intrați în descriere, acolo este mai multă informație. Concursul ăla se termine pe 27 august. Pe 27 august eu aleg câștigătorii și încă ceva. Cele mai hăzli și creative clipuri vor apărea într-un vlog de meu. Eu vă urez baftă, Hai Moldova! Am uitat să zic ceva. Concursul ăsta este doar pentru persoanele care locuiesc în Moldova. Primul loc a să câștige mingea asta, locul 2 a să câștige puloverul ăsta cu Carlos Dreams, locul 3 a să câștige tricoul ăsta cu Carlos Dreams și de la locul 4 până la locul 10 a să câștige cu un bilet la concertul lui Carlos Dreams. Mingea asta trebuie să o pun undeva unde nimeni n-a să o atingă. Doar colbo a să o atingă. Ok, stai acolo. Am venit aici la magazin să aduc plintusurile astea înapoi și domnul ăsta mă ajută pe mine. Mersi mult. Fiți să vă uit la mine, da? Da. Super, mulțumesc.
Daniela, da? Fain. Noi ne-au rămas plintusuri în plus și le-am dus așa înapoi. Și ne dă bani înapoi. Am dat plintusurile înapoi, acum ne ducem acasă. De fapt, ne ducem la alt magazin să cumpărăm o telecomandă pentru ventilatorul care este în camera mea. Hai să fac acum lui Colea o poză cu plovera asta pentru Instagram. Ai dormit? Colea, eu trebuie să iau fotoaparatul meu de la americani. Nu-i nimeni acasă, trebuie să iau fotoaparatul. Oh my god, ce murdărie au făcut ei americani. Că e fotoaparatul aici. Box-ul meu, o să mă întorc la tine curând. Eee, neapărat comora mea sau eu. Și chestia asta. Să vedem aici, nu a făcut murdar. Ok, cineva a stat aici. Ok, și s-a pus tot chestiile lor. Și aici sunt hainele lor. Goodbye, americanii. Cole, ține. Te rog să nu mai spui că nu ți-am dat o Coca-Cola. Și că e de asta. E foarte delicioasă. S-a dus în alt stil. Ne ducem acum să facem niște poze professional. Am făcut poze cu Colea. Îți place mingea, Colea? Da, foarte tare. Da, super, pe acasă. Cineva să o câștige. Îmi pare rău că nu eu. Mă duc acasă, editez pozele, le pun pe Instagram și Facebook. Și după asta ne ducem la board shop, pentru că mama vrea să-și cumpere încălțăminte de la board shop. She's the alb. Deja sunteți gata, da? Da. Cociu, cociu, cociu. E lânză. De când și-mi place tare când faci asta. Grăș. Și Jesse, trebuie să-ți spălăm. Vedeți, Poli? Șcă-n lista. Tătă noapte hămâie. Fu, fu, câși. Fu, nu spate. Ia că Jesse e mai brav, nu hămâie. Da? Prima dată veniți așa, da? Prima dată. Ladies first. Da, lei, și eu mă bag. Ladies first și eu mă bag. Da, nu rog. Cunoști? Da. Mamusea. Mamusea? Mă rog, și faci. Fiat, stau și eu. O alesă este încălțămintele astea, le măsoară și am o șpidem care le cumpără. Oho, te-ai vând două. Așele de dat se privește tare fain. Dar este? Subtru, ok, tare bine se privește. E albastru. Ia, să vedem. Nu, este tot tare fain arată. Tare super. Da, foarte super arată. Dar care? Eu cred că ești tare fain. Da. Mama vorbește încet că se genează de cameră. E greu să alegi încălțăminte. Plăcere. Da, nu, hai, ceau. Hai, noroc. Mama pune pentru skatepark, vai. Tot a să vină la skatepark. 200 de lei, oh my god, cool. Hai, ceau, ceau. Nu-i nimeni acasă, cu cine îți vorbesc eu? Televizorul lucrează, nimeni nu se uită la dansul. 15 și 2. Ia așa. Fu, 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 în spate înăuntru. Și, și frumusică. Miaună, senior, să urcă pe gard și pe rămâi miaună. Ha? Da, miaună? Dar cum te-ai urcat acolo, a? Cum te-ai urcat? Senior, cum te-ai urcat acolo? Jesse, e că cum s-a urcat senior și nu poate să stai jos? Eu nu înțeleg asta. Vin acolo toată. Tu și hamă-i la psica mea sau și? Hai, sări. Jesse? Jesse? Fetele mănânc și acolo senior se bagă la mâncare. Nu se teme de când ești amări. Postelul îi hrănește. Jesse, dacă vede ceva pe jos, mai întâi de pe jos mănânc și pe rând ne-a făcut. Eu tot așa fac. Vreau acum să mă duc să mă cătăi cu scuterul. De mult m-am cătăit cu scuterul. Mă, i-a pus lui Jesse acolo să duci la Grace să mănânci. Ei? Țăgan. De acolo. De acolo. Și mergi cu scuterul să ne cătăim? Da. Nu, nu, eu schic și cu tine în costel. Și mergem? Da. Hai că te aștept. L-am așteptat pe Costel 20 de minute până când se iasă. Abia se încalță. A, de fapt el încă nu s-a încălțat, vedeți? Costel! Da. Vii? Da! Hai! Of, așa de greu tine ești. Am mai întuneric, nu te temi că ai scaz. Nu? Da și tu cu tine în hotdog. Intră mai de jos. El e ca în desen animat, așa -i? Da, da. Da, asta e albișoară. Crezi că Mac-o născut? Îmi dușim cu scuterul? Nu ducem să vedem dacă m-a cunoscut sau nu. Costel e ghidul nostru. E așa departe, Costel? Pentru toate borțele îmbli, văd că. Unde-i? Între ferestrele astea două, peste borță. Nu, nu cred. Da, dar nu cred că Mac-o a făcut acolo. Și că nici nu lângă magazin. N-am trecut de magazin de-amă. Măi! Că era altă pisică. Da, și la Mac nu s-a așa de urât. De la dânsa erau numai negri și amestecați. Nu știu dacă țineți minte, dar săptămâna trecută v-am spus să vă abonați la un prieten de-a meu care are un canal de YouTube și se numește Still Finest. Mulțumesc foarte mult că v-ați abonat la dânsul, el e foarte fericit. Cei care nu știu de dânsul, canalul puteți găsi aici sau jos în descriere. El face muzică tare faină.
Da, abonați-vă la el dacă doriți, pentru că e un tip foarte de treabă. Și face un lucru foarte bun și muncește foarte mult la canalul lui. Ți-a plăcut cu scuterul? Da. Senior așa mare și frumos a crescut. Ei, peșoarele. Pe drum. Mă uitam la vlogul de ieri și eu acolo mâncam tort. Hai jos la americani, să luăm cola mea din frigider și să luăm tort, cum ai rămas acolo tort. Americanii nu sunt. Apoi să luăm. Mergi? Da. Câinii așa, dar îmi s-a făcut poftă de tort când m-am uitat la vlogul și ăla. Stai, bat la ușă încă o dată. Hello, we coming to get the coke. Nu? Ei nu să adem. Uite ce murdărie eu făcut, parcă așa-i. Închide ușa. Am luat cola, am unde dușim să mâncăm tort. Eu nu știu cum tu, Costel, dar eu tare vreau tort. Să vedem dacă este tortul. Este fericirea mea! Oh my god, este tortul! Oh my god! Trebuie să luăm-o for free. Și o furculiță. Ce mai mare bucăță cola și o punem aici. Costel, a venit americanii. Poli, au venit americanii. Trying to stay awake. And everybody, it's so hard. And he sits and he goes. Hey Bob. How you like? How are you today? All right, how are you? How'd you sleep? Last night? Yeah. Our good. Kids, awesome. Awesome. Did our kids help you with breakfast? Yes. Yeah. First, Kasimian. Hi. Hi. Hi, Sherry. Shasta is the Sherry. Yeah. Sherry Shabab. Yeah, we want Bob. Bob întreabă că a să vină mâine fanii afară și cu un poster de ăsta că noi îl vrem pe Bob. Do that again. We want Bob. We want Bob. Îl vrem pe Bob. Pe Bob de mazăre. Hey,